Duminică 10 decembrie va avea loc slujba de sfințire a bisericii din Calbor. Credincioșii sunt așteptați în această zi de la ora 8:30 la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din satul Calbor, unde va avea loc slujba de sfințire a locașului de cult. Biserica beneficia de numeroase lucrări de renovare, astfel că duminică înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu Streza va oficia slujba alături de un sobor de preoți. Răspunsurile liturgice vor fi date de grupul vocal Anatol. Duminică 10 decembrie 2023 va fi o zi importantă pentru satul nostru Calbor, pentru că înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu Streza va oficia slujba de sfințire a bisericii. La finalul slujbei, toți cei prezenți vor trece prin Sfântul Altar pentru a se închina la Sfânta Masă. Biserica va fi deschisă până la ora 18 pentru cei care își doresc să se închine, dar nu pot ajunge de dimineață la slujbă. Vă invităm și vă așteptăm să luați parte la evenimentul nostru. Doamne ajută!